Suflet pentru suflet, campania organizată de mai mulți interpreți de muzică populară pentru a-i veni în sprijin unei tinere diagnosticate cu boala Wilson, a fost un succes. Persoanele care doresc să o ajute pe Amalia pot cumpăra bilete pentru următorul spectacol. Acesta va avea loc în data de 10 decembrie, în Târgu Jiu. Interpreții cunoscuți ai muzicii populare, în frunte cu Niculina Stoican, Valentin Samfira, Victorița Lăcătușu, Alina Lăcătușu, Marian Medregoniu și Delia Barbu, au susținut duminică în Mol un spectacol pentru ajutorarea Amaliei Popescu, o tânără grav bolnavă. Boala Wilson este o maladie care afectează în special ficatul, iar tratamentul este costisitor. Este un eveniment suflet pentru suflet, de la noi cei care avem mai mult noroc în viață, pentru cei care nu au o șansă ca a noastră. Biletele se găsesc aici, deja noi le avem și le-am înregistrat la FISC și am făcut toate demersurile legale așa cum trebuie și se cade și se cuvine. Avem o persoană care este aici și le va pune în vânzare. Biletul este 25 de lei, adică 250.000. N-am dorit să nu fie foarte, foarte scump, ci să fie accesibil și să fie cât mai multă lume, pentru că ne interesează foarte tare, pe lângă ajutorul pe care îl dăm tinerei, mesajul nostru să ajungă la oameni. Gorjenii au participat în număr mare la spectacol, au cumpărat bilete și sunt deschiși pentru astfel de evenimente. Da, bineînțeles, da, sunt de apreciat, în special când ești mamă și ai copii. Din puținul nostru trebuie să donăm cât putem. Ați cumpărat bilete? Nu, încă nu. Trebuie să participați? Cred că da. Următorul spectacol va avea loc pe data de 10 decembrie la restaurantul Rebecca. Constantin Enceanu se va alătura și el artiștilor incluși deja în campanie. Toți banii strânși din vânzarea biletelor vor ajunge la Amalia Simona Popescu. Mai multe detalii pentru achiziționarea biletelor se găsesc pe paginile de socializare ale interpreților implicați în spectacol.